Salutări, salutări, Ștefan sunt! Gogo sunt! Și bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. În episodul de astăzi discutăm despre un produs diferit față de ceea ce facem noi în mod normal, însă e un produs care te poate ajuta să renunți la fumat și el. Și hai să vă citesc un pic despre Glow Hyper. Dacă e electronic și e țigară, deci vă vorbim despre el. Este un device heat not burn, se încarcă în 2 ore. Odată ce ai încărcat bateria, poți să o folosești 20 de sesiuni, adică să tragi 20 de... neo-uri, da, un pachet, 20 de neo-uri din astea. Dă-le aproape aici. Astea vezi că sunt ale consumate. Ăștia nu au scurmieră, nu? Nu. Ba da, au scurmieră. Cheese, my friend. Are un singur buton, mufă USB-C, ceea ce e foarte important. Vine în 7 arome, și anume, green click, mix de tutun premium cu note dulci și răcoroase. Următorul, classic tabaco, mix intens și deplin de tutun premium, îmbogățit cu esențe lemnoase, de acolo mirosul. Terracotta tabaco, mix de tutun premium echilibrat cu note catifelate. Ăsta e mai fin, terracotta ăsta. După care avem purple click, fructe de pădure cu click mentolat. Scarlet click, fructe roșii de pădure cu accente de mentă și click. Blue click, aroma echilibrată de mentă, tot la fel apasă pentru extra mentol, da. Arctic Click, care probabil este mentol, nu mentă, zice mix de tutun premium armonizat cu accente de mentă, da? Și Green Click, aromă răcoroasă cu note dulci. A, am revenit la început. Hai să vedem pachetul, uite, vă care un detail manualul și sunt curios la limba română. Fac oamenii ăștia un manual. Ia uite-te. Să-l înțelegă, instrucțiuni de siguranță nu ne interesează. Da, ghid simplu de utilizare. Ia să vedem. Are pagină. Ok, ce trebuie să fac? Zice așa. Introduceți un neostic în dispozitiv. Un neostic în dispozitiv. Adică te prindi tu că trebuie să-i dai ăla la o parte ca să-l bagi. 2. Țineți apăsat butonul de comandă. Dispozitivul va vibra o dată după 3 secunde pentru standard sau de 2 ori pentru boost. Hai să vedem. Ține apăsat pe buton. A vibrat o dată. Bun. Hai ținem apăsat și dă boost, adică dă mai tare? Boost mai e... repede. Aha. Așa. Luminile astea îți încarcă, îți spune când s-a încălzit. Neostic e în curs de încălzire și așteptați o a doua vibrație. Așteptăm o a doua vibrație. A vibrat. A vibrat? Bun. Puneți neosticul. A, gata, trage. Poți să trag? Da. Mai apăs pe buton? Nu scrie. Nu cred că mai apăs pe buton. Zice, puneți neosticul pe buze și inhalați. Mm. Când va vibra din nou, înseamnă că mai aveți 20 de secunde de tras. Mhm. După ce termini, arunci sticul. Da, mă. Deci... Purple click-ul am eu aici. Da. Niște fructe de pădure, un pic dulce, filtru. Îți rămâne pe buze. Stai așa, stai. A, stai așa, că mai avea ceva aici. Interesant. Ia fi atent. Al manual? Nu, în ăsta venea manualul. A, ok. Peria de curățare. A, am mai văzut asta. Uh-huh. La sobe. La oamenii cu pipe. Un charger. Interesant. Charger 2 A. Băi, ce mă? Da. Și USB-C-ul, scurtuț. Cablu USB-C? Uh-huh. Da, care USB-C. Ok, aș dori să încerc și eu aceste castrate. Uh-huh. Dacă se poate, se poate? Poți? Se poate, ia vezi. Trage repede. Repede? Nu, neapărat. Glumesc. Apăs pe buton? Nu. Ești apăsat pe buton. Așa. A, e mentolat. Da, am apăsat click. Ai apăsat click-ul? Da, apăsat click. Poți mai apăsa o dată, dar dublu click? 7 click. Nu o să facă nimic, dar tu poți să apeși. Are hârtia asta puțin dulce. Uh-huh. Dacă ești atent, scoate și niște abur. Da, nu scoate foarte mult, e mai stealth așa. Poți să-l trag? Nu, încă că n-a terminat. N-a terminat, mai trag din el? Mai trage din el, da. Așa. Gustul de fructe de pădure... Se află în hârtia asta de pe aici, se rămâne pe buze. Altfel, chestia dinăuntru are gustul ăla de țigara prinsă pe jumate, nu știu de... Deci ei zic că au făcut niște teste și rezultatele obținute în urma celor 329 de teste oferă o imagine despre potențialul redus de risc comparativ glow și cu țigări. Adică, în principiu, e risc mai scăzut, e la fel. E harm reduction. Logic. Exact. Analizele chimice arată că aerosolul produs de glow are o structură mai simplă decât fumul, datorită faptului că anumite substanțe nocive nu sunt deloc prezente, iar multe altele sunt semnificativ reduse cu până la 90-95%. Deci, better than smoking.
Studiile biologice au demonstrat că aerosolul emis de glow are efecte reduse sau chiar inexistente asupra celulelor studiate în laborator, în vreme ce fumul de țigară produce efecte clare în cazul tuturor testelor biologice. Deci este tot o variantă de harm reduction, o variantă de reducere a riscului. Băi, el așa, aparatul, arată super bine, finisajul foarte frumos. Hai să-ți schimb... Da, stai așa să văd ce vreau, încă nu știu. Butonul se simte bine. Da. Eu m-aș fi bucurat dacă vedeam un... Ce am încercat ăsta? Da. Ok, și mai avem astea două, da? Exact. Eu m-aș fi bucurat dacă aș fi văzut un mod al nostru de la țigări electronice. Făcut la fel de frumos. Da, finisat așa. Într-adevăr, arată premium, arată ceva făcut de o e firmă făcut care... E cu cap, n-ai ce să le zici. Așa ceva. Da. Pune mie, te rog frumos, clasic tabaco. Cum să nu? Dar de fapt dacă pun eu. Ia. Ia. Că și rând. Duci bebat, duci mie țigare. Duci mie țigare. Să n-aprindeți astea. Nu ne gândeam că vreți să le aprindeți, să le fumați, că nu sunteți... Nu, men? Nu. Nu e cazul. E important. Așa. Pachetul ăsta noi îl avem de la Smoke Mania. Și am luat oferta... de dispozitiv cu 4 pachete la 130 de lei. Vine și în varianta mentol, adică poți să alegi 4 pachete de mentol și în varianta care poți să alegi ce vrei din cele 7 spuse mai devreme. Mai au ăștia de la Smoke Mania și o ofertă la 5 pachete cumpărate, ai 2 gratis. Adică în total 7 la 85 de lei, cam jumate din costul țigărilor echivalent, dacă stai să faci calculele. Da, s-a încălzit? Da, a vibrat? S-a încălzit. Este... Da. Asta e mahorcos. Este celebra aromă de chestie de asta aprinsă de știe așa toată miroase lumea. Și IQS-ul, ăsta e mirosul, așa se simte. Oamenilor aparent le place că prea îi văd peste tot. Mie mi se pare dubios. E diferit față de tutun oricum. La țigările noastre electronice se simte TH tărie în gât. Uh-huh. La țigările normale, din ce știu, la fel se simte ceva pe gât. La astea nu prea. Eu îl simt pe ăsta. Uh-huh. Mi se pare că are ceva tărie. Și nici nu-ți vine să tragi constant din el, să știi. Ai tras un bețigaș de ăsta două dacă ești ultra nervos și nu mai tragi. Și mai e o chestie ce nu văd pe ele. Zice că are 6,8 grame de tutun. Uh-huh. Anul se aprinde, whatever, nu știu ce. Dar nu scrie câtă nicotină are ăsta. Nu scrie, că nici pe pachetele de țigări nu mai scrie. Aha. Dacă te uiți, nu mai scrie câtă nicotină conține. Da, poate sunt... ceva, nu știu, eu, tu oricum tragi lichide mai tare decât trag eu pe electronice. Eu îl simt pe ăsta, mi se pare destul de tare. E o variantă. În principiu, eu am vorbit cu niște oameni care mi-au zis, domnule, n-am reușit cu electronica normală din prima, dar am stat ceva timp pe ăsta și după aia am trecut și la electronica normală. Ideea e că, bă, dacă renunți la fumat, tot e bine. E electronic, nu e fumat, tot ești ceva mai câștigat. Dacă vrei să te oprești din să tragi din el, poți ți-a apăsa pe buton și se stinge. Dacă și apeși... după aceea poți să-l mai pornești odată și bagi el și continui? Exact. Dacă apeși doar odată, uh-huh, ți-arată câtă baterie mai ai, uh-huh, împărțită, uh-huh, în patru. Ei ți-am zis, au zis că, îi zic pe site, de fapt, că ține 20 de sesiuni de încălzire. Bateria da, și da, se da, încarcă da, da, în două ore. Principiul ăsta de funcționare este destul de simplu. Are acolo un cuptor și un circuit de control de temperatură. Cei care au țigări electronice s-ar putea să-l cunoască. Aha, și pe aici intră practic aerul prin ăla, pe jos, pe da, acolo, exact, nu? Da, exact, și poți să-l și cureți și îți dau și articlicul. Ia, dă-mi e cel mai mentolat mentol de la aici. Pornește și clicul. Îți dau și boost. Dă-i boost. Hai să-l auzim. De la max. Ținem apăsat. Ținem apăsat. A vibrat odată. A vibrat odată. A vibrat de două. De două. Așteptăm. Vezi că ți arată. Se încarcă. Hai să așteptăm. Se încarcă. Gata. Gata. Dă-i. Trag acum. Dă-i fără. Da. Fără să apăs. Fără să apeși. Da, pentru urmăritorii noștri clasici, știți că noi n-am făcut până acum la IQS. Am zis că e și timpul să facem la un dispozitiv de genul ăsta, hit no burn, pentru că unul la mână s-a amintit țigările mentolate și destul de mulți oameni vor dori să vadă cum e glow, o alternativă la nu mai găsesc mentolate. Țigările mentolate erau chiar atât de mentolate? Da. Da. Îmi plăc puțin ochi. Da. Așa de mentolate? Așa de mentolate. Aoleu, m-a desfundat tot. Nu ai tras mentolate, a? Nu. Da. Fumam Kent Premium, uh-huh, Lights.
Da, dacă tot ați venit la noi aici pe canal și vedeți treaba asta, noi avem tot felul de clipuri cu țigări electronice, de astea alte, mai mici, mai mari, mai mari, mai mici. Și dacă vă place genul ăsta, puteți să vă uitați și la celelalte clipuri, că nu ne supărăm. Exact. Cam asta a fost Glow. E un dispozitiv care merge, e un dispozitiv bine făcut. Finish-ul ăsta aș vrea să-l văd și pe alte dispozitive. Place Da, da, bine. Scum. E greu să ne comparăm USB, noi. Care... ce frumos. Noi niște producători micuți din China cu Glow. Da. Un dispozitiv care funcționează, e un dispozitiv sexy, mai mișto decât primul Glow. Părerea mea, că l-am văzut și pe primul. Nu-l mai țin. Ăla era un pic mai din topor, așa. Nu-l mai țin. Și folosea chiștoace de-astea neo-uri mai subțiri. Erau mai slim. Asta e între. Mm-hmm. Merge. Da. Jucăria merge. Astea de mentă, într-adevăr. Au gust de mentă, scot ceva aburi. Ăsta nu a fost. Da. Ăsta periculosul. Periculosul. Ăsta e lemne arse, nu știu. Ceva foarte dubios. Ceva foarte dubios. Da, dacă vreți gust de tutun, mie îmi place teracota. În principiu e mai fin teracota, ăla nu se simte la fel de tare și nici nu miroase în cameră la fel de tare teracota cum miroase clasic tabac. Clasic tabacul e foarte ok dacă sunteți utilizator de iPOS și vă place ăla de iPOS, mergeți pe clasic. Da, și... Oricum toate au miros așa de ceva ars. De ceva tutunul încins. Tutunul încălzit, așa se simte el. Da, eu... De miros. La alea care sunt 5 cu 2, poți să pui, dacă vrei, 7 clasicuri, poți să iei 7 clasicuri. A, ce vrei tu, practic, da, fără nicio problemă. Combinația aia. Exact. Am exact. Înțeles. Transport gratis? Da. Este normal. Normal. Transport gratuit, 130 de lei, pe corect, cum pe zicem corect. Noi pe aici. Da, exact. Că îi place un pachet de ăsta, 130 de lei, la Vanilla Smoke Mania. Vă dă și un pupic pe factură. Până data viitoare, vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Scrieți-ne părerea voastră despre Glow în comentarii. L-ați încercat, ați încercat dispozitive de genul ăsta. V-au ajutat să renunțați la fumat. Eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Și voi ați fost la Academie. Toate mulțumim cele că bune. V-ați uitat la noi. Vă pupăm. Pa, pa, pa.